credincioși și credincioase, ce poate fi mai frumos ca într-o seară minunată de anul nou să vii la Sfânta Biserică, să vorbești cu Dumnezeu și să-i spui și tu acum lui Dumnezeu nu numai năcazurile, nu numai durerile, nu numai primejdiile pe care le-ai întâmpinat în anul care s-a încheiat. Căci de ce să nu recunoaștem? De ce de mai multe ori căutăm poteca care duce la biserică, cărarea bisericii și pășim pragul atunci când vine peste noi un necaz mai greu sau mai ușor? Pentru că de cele mai multe ori deschizi poate și alte uși. Când ești încercat de o boală a trupului, te duci la spital. Când ești încercat de o nedreptate, te duci la tribunal. Când ești încercat de un necaz, te mai duci pe la instituțiile publice. Când trebuie să înveți carte, te duci la școală. Dar când vrei să-ți mântuiești sufletul, când vrei să te întâlnești la un nivel înalt cu Cel care a făcut cerul și pământul, cu Cel pe care îl crezi ca fiind Tatăl tău cel din cerul și Tatăl nostru al tuturor, vii la biserică. De mai mulți ani, iată, în seara de anul nou, biserica ne cheamă ca să ne întâlnim din nou. Și după ce ne-am rugat, după ce i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru darurile care au fost asupra noastră în anul care s-a săvârșit, pentru că nu poți să spui, chiar dacă ai avut anul acesta cele mai grele năcazuri, că Dumnezeu nu te-a binecuvântat. Pentru că dacă ai ajuns acum, și se datorează lui Dumnezeu. În orice chip, în clipă, puteai să te întâlnești cu un necaz greu. Puteai să te întâlnești cu moartea. Puteai să te întâlnești cu o boală grea. Așa cum poate mulți din frățiile voastre s-au întâlnit cu moartea care a intrat în casa lor și le-a răpit pe cei dragi ai lor. Și pentru ei a fost tristețe și pentru ei poate nici Crăciunul și nici anul nou. De două săptămâni am un prieten drag al meu și al bisericii pe care l-am căutat la telefon și nu mă răspundea. Probabil a văzut insistența și mesajul care l-am trimis de Crăciun și totuși în seara aceasta mi-a răspuns. Glasul era stins. Vocea era schimbată. Știu că este încercat o boală grea și n-a spus decât dragul meu prieten și al bisericii, pentru că este și un prieten al bisericii lui Hristos. Când m-am dus pentru catedrala la începutul lunii decembrie ca să ne putem achita datoriile care le aveam la materiale și la plata mai ales a lucrătorilor, pentru că îmi spuneau, aveți grijă, Părinte, vine și vin sărbătorile și pentru noi. Și poate ne achitați la timp osteneala noastră de atâtea luni de zile. Sigur că le-am plătit în fiecare lună, dar acum la încheiere, bilanțul era altul. Și a mers cu mine acest prieten și ne-am rugat la cineva și eu am spus că nu s-a îndurat de mine. S-a durat de acel prieten care pur și simplu a început să plângă și a spus, vă rog, ajutați biserica. Și vă spune un om care a făcut multe în viață. Dar cea mai mare mulțumire pentru mine este că am făcut ceva pentru biserică. Vă rog, și a început să plângă. Vă rog, ajutați biserica. Nu ne lăsați, nu ne lăsați. Și chiar persoana care era cu mult mai mare și mai importantă decât el în demnitate, a spus, vă rog, nu plângeți. De ce plângeți? Ei, știu eu de ce plâng. Ei, iubiții mei, așa poate să se întâmple în viața noastră într-un an de zile. Dar dacă am ajuns aici, dragii mei, așa cum a spus
să simțim în ceasul acesta de seară, la cumpăna dintre ani, iubirea milostivă, iertătoare a lui Dumnezeu. Să simțim harul, puterea pe care Dumnezeu ne-o dă, mai ales atunci când suntem încercați și nu ne lasă. Mai ales atunci când ne-am pierdut toată speranța în cei din jurul nostru și am zis, nu mai este cine să mă ajute. Nu uita, rămâi lângă Dumnezeu, rămâi cu Dumnezeu și nu te va părăsi până în sfârșit. De aceea considerăm întâlnirea și ruga noastră în seara aceasta, în noaptea de anul nou, ca fiind o binecuvântare de la Dumnezeu. Și ce putem să facem mai mult decât să rugăm pe Dumnezeu ca să ne ierte de toate păcatele care le-am săvârșit? Nu uitați că nu avem numai trup care să-l hrănim cu mâncare, să-l îmbrăcăm cu odoare, să-i potolim setea, să-i dăm căldură, să-i dăm satisfacție, de multe ori plăcere, și avem și suflet. Și să nu uităm că biserica este casa sufletului nostru. Biserica este farmacia și spitalul nostru duhovnicesc. Aici venim ca să alungăm răutatea, veninul din sufletele noastre, năcazurile. Aici venim la biserică ca Dumnezeu să ne ierte de păcate. Aici intrăm de multe ori ca lupii cei răpitori și ieșim ca meii cei blânzi, cei curați cu inima. Pentru că numai cei curați cu inima vor vedea pe Dumnezeu. Trăim într-un timp al judecății, pur și simplu, a judecății aproape. Toți judecă pe ceilalți, fiecare judecă pe celălalt, celălalt judecă pe celălalt și așa mai departe. Nu vedeți? Nu uitați, dragii mei, ce a spus Hristos născut în peștera Betleemului. Cum judeci, așa vei fi judecat de Dumnezeu. Cu ce măsură dai, cu aceea primești. Chiar dacă Dumnezeu întârzie, dar nu uitați că Dumnezeu nu uită. Orice păcat și orice hulă se va ierta oamenilor. Dar hula împotriva lui Dumnezeu nu se va ierta. Cineva zice cuvânt împotriva Fiului Omului, spune Hristos, Mântuitorul Lumii, îi se va ierta lui. Dar cineva zice cuvânt împotriva Duhului Sfânt, împotriva lui Dumnezeu și adaugă aici cu credință și evlavie și împotriva bisericii sale, nu îi se va ierta lui nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie. Nu vă jucați cu biserica. Biserica nu este o minge ca să o mă iertați șutez dintr-o parte în alta. Biserica este stâlpul, temelia, stejarul acestei națiuni române, a poporului nostru românesc. De ce a construit Ștefan cel Mare 47 de biserici și mănăstiri în cei 47 de ani de domnie? După ce a pierdut războiul cu turcii la Războieni și a pierdut mii de ostași, s-a dus și s-a rugat la mănăstirea Neamțului și a spus, pentru păcatele mele am pierdut această biruință. Doamne, iartă-mă pentru păcatele mele și ajută-mă din nou să transform. Pierderea războiului în biruință, înfrângerea în biruință. Ei, iubiții mei, cu aceste gânduri din seara de anul nou, încercăm și noi să vă urăm cu un plugușor acum, cu acest minunat tineri de la Lumba Pașcan, care în seara aceasta n-au mai luat și fetele. Că i-au obosit, că au vă 3-4 zile de când tot ură și tot ură și tot ară cu plugușorul lor. Și am rugat să vină, pentru că mi-au spus mulți credincioși. Văd aici văduve, văd aici văduve, văd aici oameni bătrâni, care pur și simplu nu le mai bate nimeni. Și mi-au spus de an bun, cea mai minunată urătură, cel mai minunat plugușor pentru mine a fost la biserică.
Pentru că a spus Părinte că plugușorul nu este pentru Sfinția ta. Este pentru noi cei care suntem în seara aceasta la biserică. Voi încerca să mai spun și eu câte un plugușor tradițional și, sigur, prioritate are urătorul de la Lunca, așa îl binecuvântăm, ca să ne ure pe, mai ales pe cei mai în vârstă. Da? Ia să începem plugușorul. Eu voi începe eu și tu continui. Da? Unde sunt băieții noștri? Poftim. Hei! Aho! Aho! Copii și frate! Stați puțin și nu mânați. Și cuvântul ne-ascultați. Am plecat să colindăm de la casă să urăm. Plugușorul românesc, obiceiul strămoșesc. Vă urăm cum se cuvine pentru anul care vine. Cor de mari, cu bobul des și pe creste și pe șes. Câte mere în lidez, atâtea vite în cirez. Câtă apă în izvoare, atâta lapte în sfistare. Să ne fie îndestulată casa toată, țara toată. Ia mai mânați noi plăcări și strigați cu toții. Ascultați urarea noastră, eu cu toți voinicii mei, flăcăi mândri, tinerei, țara întreagă am umblat, mult am mai cutreierat, peste munți înzăpeziți, cu argint împotopiți, prin pături vechi seculare, unde-s cer și căprioare, și prin sate strămoșești, sate mândre românești. La un început de drum am întâlnit un bătrân. Era la toți părinte în vremuri de mai înainte. El ne-a dat nouă un dar, plugul tradițional, moștenit de la Traian, păstrat de la Deceva. Plugul nostru tras de voi, cum e datina la noi, voi cu coarne aurite, cu diamante țintuite, ca să trage o brază lată în cea țarină bogată. Tot un rând, din casă, coasă în coasă, am ajuns la dumneavoastră. Iar aici, minune mare, o frumoasă adunare. Casă mândră, casă mare, oameni făroși și gustare, care așteaptă o urare, azi din zi de sărbătoare. Iar atunci am mai frântați, stați pe loc, nu mai mânați. Și din pertul de flăcări, să strigăm cu toții, hei! Thank you.
Aho, aho! Mâine anul se noiește, plugușorul se pornește și începe a brăza de la case la urac. Iarna-i grea, o mătui mare, semne bune anul are, semne bune de belșug pentru brazda de suflu. Doamne, binecuvintează casa care se urează, plugușor cu patru boi, plugușor mânat de noi. Sus pe cer, ea strălucește o stea mare ce vestește, ce se curmă de acum al nevoilor grev drum. Asta e steaua românească, a unirii și a împrățirii, stea de viață, stea de spor, stea de bine în viitor. Fă-o, Doamne, să lucească steaua noastră românească și să stea tot între noi, să nu mai avem nevoi. Anul nou ne aduce nouă timp mai bun și viață nouă. Anul nou o să ne fie început de bucurie. Mici pe mari nu vor râvni. În frăție și dreptate au să fie legi lucrate. Noi cu ei mâna vom da și într-o horă vom juca. Dumnezeu care ne ascultă ne întinde hrană multă și pământul ce-om avea grâu de aur ne va da. Ia mai mânați, măi plăcăi, și sunați din Zurgălăi. Zastrat, cu codri frumoși de brat și un colț de rai de storești, doar în lumca ai să găsești căi lor binecuvântat, de siret înconjurat și cu lume credincioasă pe la fiecare casă, apoi la noi de sărbători, bunici, prieteni, frați, surori. Când se strâng cu drag acasă, așteaptă pe lângă masă urăturile frumoase de la moștrămoși rămase. Urături frumoase, toate sunt voioase despre sănătate și noroc în toate. Căci nimic nu luăm cu noi, nici buhai, nici zurgălăi, nici mașină și nici casă. Nici covoare de mătase, decât patru scândurele și un capac pus peste ele. Că așa au spus Vasile Sfântul, că nu moștie din pământul. Când ești tânăr și ai parale, bea și joacă sârbă mare. Frunză verde și un dinte, mă iertați, Sfinte Părinte. Te-am zis bine, te-am zis rău, unde așa-i de anul nou. La urechi cu clopoței, ia mai îndemnați flăcări și strigați cu toții noi!
bucuroase Dumnezeul nostru, mâncavur și săraci se vor sătura și vor lăuda pe Domnul. Iar cei ce-L caută pe Domnul vor fi viile lor în viacul veacului. Hristoase Dumnezeul nostru, acum la cumpăna dintre ani, te rugăm să binecuvintezi darurile acestea, Doamne, pe robii Tăi care vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta, Doamne, și spre bucuria credinței noastre, se oferă robilor Tăi în această seară de anul nou. Binecuvintează, Doamne, pe cei care ne-au urat, binecuvintează pe ienoriașii noștri, pe toți cei care locuiesc în orașul nostru, Doamne, pe cei care ne ajută la Sfânta Ta Biserică, Doamne, Dumnezeul nostru, prin darul lor și prin ruga lor, Doamne. Binecuvintează, Doamne, țara și poporul binecredincios. Mulțumim, iubiți credincioși, încă o dată, lui Dumnezeu, în primul rând, pentru tot ceea ce ne-a dăruit în darul care se încheie. Mulțumim urătorilor, vă mulțumim frăților voastre, care în duminici și sărbători, la celelalte slujbe de întâlnire cu Dumnezeu, Biserica Slavei sale, v-ați îndreptat pașii aici către această biserică și L-am lăudat pe Dumnezeu și L-am rugat ca să ne scape de greu. Vă binecuvântăm din toată inima și nu uitați, cel mai scump dar pe care îl avem este sănătatea. Să aveți nu numai trupul cât de cât sănătos, să aveți și să avem și mintea sănătoasă. Pentru că știți cât sunt în spitalele cele care sunt făcute pentru cei care nu mai au gândirea curată, nu mai au gândirea cumpănită și echilibrată, iubiți credincioși. Să ne ajute Dumnezeu ca să ne putem crește copiii în frică de Dumnezeu și în respect față de oameni, în credința noastră strămoșească. Apa trece, pietrele rămân, iubiți credincioși. Biserica nu va fi biruită de nimeni, nici porțile iadului nu vor birui, pentru că a fost întemeiată de Hristos, Mântuitorul Lumii, Fiul lui Dumnezeu. Vă mulțumim, dragi urători, și din partea tuturor credincioșilor, luați acolo pentru osteneală, dacă așa e după data, da? Îi mulțumim, ne mulțumim, acolo le dăm un bănuț, că așa e frumos. Și nu pleacă nimeni, vă rog frumos, să fără să puste ceva din ceea ce am pregătit, din partea bisericii, din partea unor prietene bisericii care ne-au ajutat, din partea unora care au oferit și pentru pomenirea lor, pentru sănătatea casei lor și pentru pomenirea celor adormiți într-un Domnul. Ne întâlnim mâine dimineață la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie cu pomenirea Sfântului Vasile, cu citirea molitelor Sfântului Vasile, ca prin aceste molite să se depărteze duhurile cele viclene de peste zi și de peste noapte. Pentru că sunt prea multe duhuri rele în lumea care vântuie lumea aceasta, a vântuit și orașul nostru și ne vântuie de multe ori și pe noi. Sănătate și Doamne ajută!